Povestea mea cu Pegas este așa. Eu am doi frați mai mari decât mine cu 9 și 10 ani. Și când eram eu foarte mică, ei au primit în dar un Pegas roșu, pe care l-au iubit foarte mult. Și aveau și de ce. Aud mereu povești, vin în special oameni de vârsta a doua, copii, ca și fetița care se plimbă de jur împrejurul nostru. Și povestesc că pe vremea mea... Eram la bloc în Berceni, aveam un Pegas ușa lungă, cum e acolo, bloc. Și era nebuneală pe el, cu toți vecinii, să facem ture de bloc pe rând, așa, ne mai dădea unul înghețată, mai ne lăsa să jucăm fotbal cu mingea de piele, mă beștelea maică mea când veneam după ploaie sau noroi cu ea, ne făceam jumătate de casă. Te uitai după Pegas pe stradă ca după mașini străine. Așa a început totul. Sunt idei și branduri care duc România pe repede înainte, deși autoritățile nu fac nimic în acest sens, să le ajute, să le sprijine, chiar dacă ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Un astfel de exemplu este chiar brandul național al bicicletelor Pegas, care era cât pe ce să dispară. Dar au fost câțiva tineri care au avut inițiativă și au vrut să prepună pe două roți acest brand. Salut! Andrei, tu ești chiar cel care ai regândit reînvierea Pegas. Cum a început povestea? Povestea a început un pic tragic, să-i spunem așa. Am lăsat două biciclete de stradă, de oraș, și pentru mine și prietena mea, dădusem ceva bani pe ele. Noi tocmai ne întorsesem de la studii, am studiat afară în Suedia, unde, într-o țară în care mers pe bicicletă în oraș e o tradiție. Și ne-am plimbat ceva cu ele, dar abia am prins gustul să ne plimbăm prin oraș cu ele și la un moment dat ne-au fost furate. Pierderea investiției l-a făcut pe Andrei să caute să-și cumpere biciclete mai ieftine și mai puțin atractive pentru hoți. Și-a amintit de prima lui bicicletă. Ce culoare avea bicicleta ta din copilărie? Verde. Cea mai mare excursie am făcut-o până în Pantelimon, în Parcul Morarilor, unde m-am dus să o caut pe o fată pe care o îndrăgeam în clasa a doua. Și mi-amintesc că a fost un drum așa inițiatic. Nostalgia copilăriei l-a îndreptat către producătorul brandului, fabrica Tohan din județul Brașov. Am vrut să îmi cumpăr o bicicletă, dacă mai aveau stocuri vechi, nu mai aveau. Au zis că au vândut și linia de fabricație. Povestea Pegas a început la mijlocul anilor 60, când la uzina de armament Tohan din Zărnești, regimul comunist a găsit rețeta perfectă pentru eficientizarea producției, să facă rachete, grenade, motorete și biciclete într-o singură fabrică. Așa ia naștere și secția de biciclete Pegas. Aveam normă, 150 de pedale, de perechi, pe 8 ore. Se mânta cam 150-200 de pe un schimb de biciclete. Anual, muncitorii asamblau între 200 și 300 de mii de biciclete. Oamenii lucrau în trei schimburi pentru că cererea era foarte mare. Noi ce făceam în plus, montam foarte multe, aveam cu Burundi, o țară în Burundi. Acolo trimiteam noi pedalele și biciclete multe. După Revoluție, piața a fost inundată de biciclete de import, iar fabrica brașoveană reușea cu greu să mai facă față concurenței. Fabrica din Zărnești producea 23 de modele de Pegas. La începutul anilor 2000 s-a ieșit pe poarta Tohanului și ultima bicicletă, un BMX. De atunci însă, brandul Pegas a rămas fără proprietar. În anul 2010, când Andrei Botescu căuta să-și cumpere un Pegas, a aflat nu doar că nu se mai fabrică, dar și că brandul Pegas nu mai este înregistrat la OSIM. Și atunci a venit ideea brusc, ce-ar fi să înregistrez eu la OSIM brandul Pegas? M-am gândit ce-ar fi să înregistrez eu la OSIM. Andrei a simțit că brandul comunist de biciclete ar putea să fie cheia succesului în afaceri. Mai ales că în Suedia a făcut un masterat în care a învățat exact despre puterea simbolurilor și despre reprezentări naționale. Cu cine stere dumneata? Stau și mă întreb când te-ntâlnesc. A așteptat 8 luni pentru atribuirea mărcii de la OSIM, timp în care a început să-și formeze o echipă.
când am pornit business-ul, am și zis, nu voi lua niște prieteni pentru că vreau niște oameni specializați care să mă completeze. Am avut nevoie de o milisecundă să se aprindă becul și să zic, ai nevoie de mine? Și a zis, da. Pe Alexandru l-a cunoscut întâmplător. A fost cel care i-a vândut lui Andrei bicicletele ce i-au fost furate, dar eveniment ce l-a făcut pe acesta să caute brandul Pegas. În 2010 ne-am întâlnit. 2010, da, ne-am întâlnit acolo la magazin, pe centru vechi. Am scris primele pagini din agentă și, pe urmă, ce mai mi-aduc aminte a fost că aveam deja în 2 ore strategia făcută, rețele, marketing, pagina de Facebook, până când ne-am întrebat, auzi, dar cine face biciclete? M-am documentat la o revistă de biciclete, am zis, bă, știți pe ce m-a priceput și mi-a recomandat pe Tașă. Iar pe Ciprian am găsit că ne trebuia designer industrial de biciclete, ceea ce era foarte greu de găsit în România. Și am căutat pe Google. Până am găsit un tip era, avea un blog sau avea un ceva, un cont unde desena de capul. Așa s-a format cu 4 oameni prima echipă Pegas. Am zis, hai să facem România fast forward, pentru că rămăsesem foarte mult în urmă cu bicicleta. Ai luat un împrumut pentru a susține afacerea, pentru a crește afacerea? Am pornit cu economiile mele, dar și cu împrumuturi de la prieteni. Am pornit cam cu vreo 70.000 de euro. Știu că atunci m-ai sunat într-o dimineață să vorbim de, bă, că ți-a trebuit un salariu, dar asta cred că după vreo 2 ani. A fost vremuri grele, Țin minte când... Am avut ani de zile fără salarii, fără nimic, ai crezut... Puneam eu, puneam bani de pe cardul meu să cumpăr biciclete ca să intre bani în firme. Aveam nevoie de bani de dezvoltare, blam pe la bănci și ne spuneau, a, păi da, voi sunteți doar un SRL care s-a înființat în 2011, n-aveți istoric. Zic, ok, scotea legitimația. Pegas, nu vă spune, nu rezonează nimic. Nu, pentru ei eram doar un SRL. 2 ani au investit în piese și au făcut desene și prototipuri. Am produs 4 biciclete, dar prima am luat-o și am plimbat-o. Ne plimbam noi cu ele prin oraș, ca să ne vadă lumea, că cum să faci marketing când n-ai bani, n-ai nimic. Și am plimbat-o și am promovat-o, practic. Am promovat-o. Și la un moment dat, Alexandru a lăsat-o în centru vechi la atelier mecanic, peste noapte, și a dispărut. Și cum bicicleta furată i-a adus noroc să găsească ideea de afacere, tot așa și prototipul furat le-a făcut cunoscut numele și a adus primii clienți de Pegas. Aveam 560 de biciclete și au fost toate precomandate, prerezervate. Și era coadă, fiecare cu bon, nu, eu sunt numărul 11, numărul 30. Totul se întâmpla într-o clădire istorică 1923, parkingul Ciclop. Și noi eram în fosta strungărie și la început intrau tot felul de domni și întrebau: mai este Nea Vasile, strungarul, că e cel mai tare, domne, să-mi facă și mie o piesă. Domne, este baterie de biciclete, ne pare rău. Da, da, erau... Veneau turiștii străini să vadă. Pegasul este brand românesc 100%. Colegii mei de la design creează bicicletele. De unde luați componentele pentru bicicletele voastre? Pentru că în România nu se mai fabrică nimic necesar pentru biciclete. Colaborăm cu diferiți producători. Japonia, Taiwan, China, Cehia, Italia. O bicicletă are vreo 57 de componente și am început să luăm piese din Germania, butucii single speed din Cehia, geante din Italia, cauciucuri din Cehia și apoi am mers Taiwan. Cadru, schimbător mai avansat, Shimano, care este Taiwan și Japonia, Shawa, iar este din Taiwan. Cine cumpără biciclete de la voi? Mai mulți bărbați, mai multe femei, mai mulți tineri, mai mulți adulți, oameni maturi, nostalgici?
Și. În primul rând avem categoria asta de early adopters, care își cumpără Pegas pentru că e cool. Ca vârste, nu avem, cred că 25-35 pe acolo. Sunt foarte multe domnișoare care cumpără Pegas. Clienții de Pegas, în momentul în care ajung la magazin, pot testa aceste biciclete și aș vrea să le și descriem un pic. Alexandru, salut! Salut! Este ultimul model al vostru? Da, aceasta este bicicleta electrică, Pegas pliabil. Adică ea se strânge de aici, de la mijloc? Da, de la mijloc. Se strânge și ghidonul se pliază, se face foarte mică. O poți băga în lift? Exact. Și te duci la birou? În metrou, în mașină, eventual. Autonomie undeva în jur de 40 de kilometri. Nu mai sunt așa de obosiți când ajung la muncă, adică dau mult mai mult randament și e mult mai comod. Iar prețul unei biciclete electrice? Pentru una pliabilă, cum este aceasta, este la 4500, iar fatbike-ul nostru este la 6900. Acesta este un fatbike electric, autonomie ceva mai mare la asta, 70 de kilometri. Aceasta este modelul clasic, Strada 1, modelul de bărbați, să zic așa, cu șa lungă. Și este primul vostru model, nu? Este prima voastră bicicletă? Da, este prima noastră bicicletă. Acum cred că ne apropiem, avem vreo 18 modele de biciclete. Suntem în pas cu moda și cu tehnologia. Anul ăsta am scos 3 modele de bicicletă electrică. Văd aici o bicicletă mică. Da, acesta este un mini BMX. Nu este pentru copii și asta. Nu? Poate folosi și un adult. Mai mult pentru skatepark, pentru rampe, scheme, săritori. Începând de la oțelul din care e făcut, sau unele sunt din aluminiu, jantele mult mai ușoare și mai rezistente, cauciucuri colorate din orice mare de cauciuc natural. Pegas n-avea înainte și cauciucuri colorate? Nu. Care este bugetul mediu pentru o bicicletă în momentul în care un client vine către voi? Între 1000 și 1500. Suntem într-unul dintre magazinele voastre. Câte aveți? Câte magazine sunt? Momentan sunt 3 magazine în București și încă unul în Timișoara. Mai deschidem unul, sperăm, până la sfârșitul anului, încă unul în București. Clar că la anul sper să ajungem la 15 magazine, zic eu așa, proprii. Plus că ne-am făcut o echipă care dezvoltă acum franciza Pegas. Cucerim orașul și cucerim oraș după oraș. Iar în curând să cucerim și piața internațională. Unde? Unde? Păi o să începem cu, bineînțeles, cu comunitățile de români și nu numai. Anul următor vrem să ajungem și în Statele Unite ale Americii, care este cea mai mare piață de desfacere și este piața unde se consumă cei mai mulți bani în materie de biciclete și accesorii. În plus, Pegas pregătește un sistem de închiriere de biciclete în orașele mari din România, dar și în Marea Britanie. Cum arată sistemul vostru de închiriere biciclete? Va exista o aplicație pe telefon cu care poți scana în zona în care ești ce biciclete poți închiria. Te duci la bicicletă, prin aplicație deblochezi antifurtul, pleci cu ea. Se plătește prin telefon, pe card. Pentru a reuși să se dezvolte, tinerii antreprenori au decis în 2015 să cedeze pachetul majoritar de acțiuni celui mai mare distribuitor de echipamente IT&C de pe piața locală, fondul de investiții prin care e deținut și EMAG. Planul este de a investi 5 milioane de euro pentru deschiderea unei fabrici. Veți avea, adică, o linie de producție din nou în România, da. La Tohan, în Brașov, acolo unde a fost fabrica mamă. Mi-aș dori mult la Zărnești. Vrem să facem asta ca să arătăm statului, uite că se poate, niște copii au început dintr-un garaj și au ajuns să-și facă fabrică. Pentru a fi și rentabilă, fabrica ar trebui să producă cel puțin 50.000 de biciclete pe an. Andrei, tu ești statistician la bază, ai lucrat și pentru Comisia Europeană. Cum arată în statistici activitatea voastră la Pegas? În cifre? În cifre arată, am început în 2012 cu 550 de biciclete. Am ajuns anul trecut să vindem aproape 10.000 de biciclete. Oho, dar anul ăsta sperăm să atingem 20.000.
antreprenorii mizează cel mai mult pe nostalgia consumatorilor. Ce-a cântărit mai mult în decizia de a lua un Pegas? Plăcerea de a avea o bicicletă românească. Plus că se leagă și cu prima bicicletă din copilărie. Da, iubire. Vrei bicicleta asta? Îi scriem la Moș Crăciun. Îi scriem la Moș Crăciun. Gata, tati. Iată, se duce din generație în generație. Am moștenit o bicicletă de la mama și mai o împărțeam pe stradă cu ceilalți copii. O bicicletă Pegas Kent de damă verde. Să știi că prima mea bicicletă a fost o bicicletă Pegas roșie. Repartizată în cazul meu de la tata. Am primit de la serviciu o bicicletă Pegas să meargă pe teren cu ea. Nostalgia vinde. Da. Brandul comunist vinde prin nostalgie. Da. Pegas înseamnă biciclete de oraș. Așa că am zis, băi, n-ar fi tare să le și facem în culorile orașului? Uite acolo e, sus pe turn, o vezi? Aia e culoarea ta. Să-i zic verde vița, verde vie, sună mai bine verde viu. Te simți un om bogat? Dar eu am nevoie de bani să mănânc și să-mi plătesc dările și cheltuielile de acasă. Adică sună mai altfel. Banii care îi fac, îi bag în biciclete. Am o colecție de peste 25 de biciclete acasă. Adică fiecare cu... Dacă nu te gândești la bani, banii vin de la sine, cred. Da. Cum e să fii antreprenor? Nu știu, e că nu e un job, e un stil de viață. Când ai spus celor apropiați, familiei, prietenilor, că tu ai de gând să reînvii Pegas, ce ți-au spus? Care a fost reacția celor de lângă tine? Nu asta mi-a zis, băi, fii băiat serios, du-te, termină-ți doctoratul, lasă prostiile, adică astea sunt așa vise. Părinții mă privesc altfel, că la început au zis, Alexandru, biciclete. Fondatorii Pegas au reușit însă să ajungă cu vânzarea de biciclete la 2 milioane de euro, cifră de afaceri anul trecut, iar anul acesta speră să ajungă la 4 milioane de euro. Dacă tot ai prima emisiune fără cravată, acum ai un cadou pentru mine. Am un cadou pentru tine. Dă-mi voie să... Păi, de pionier? Adevărul că n-am fost pionier, am fost doar șoim, doar atât am mai prins. Nu știu dacă știi și chestia cu inelul, știi că era un inel de plastic, dacă îl pierdeai... Cine? Era... Aveți inel? Bă, avem un inel biciclist, o șaibă. O șaibă. Uite, voi ați dus România mai departe cu brandul Pegas și eu duc mai departe... Perfect. Ținuta de pionier. Bine. Mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc.